De-a lungul timpului am experimentat diverse suplimente, așa că am făcut o listă cu top 5 suplimente pentru masă musculară, așa că nu pierde acest video și află care sunt cele mai eficiente suplimente pentru acumulare în masă musculară. Primul supliment pe care îl consider foarte important atunci când faci antrenament intensiv cu greutăți este concentratul proteic. Aici avem whey protein sau izolat din proteină. Diferența între ele două este că unul are concentrații de 80% proteină, este whey-ul, iar izolatul proteic are concentrații de 90%. Sunt proteine cu puțin carbohidrați, puține grăsimi și cu asimilare foarte rapidă și în beneficiul după antrenament este că luăm un shake proteic care se digeră foarte rapid, iar acei aminoacizi din proteină ajung foarte rapid în sânge, ceea ce ne vor ajuta să ne recuperăm foarte repede și pentru a ne crește masa musculară. Iarăși un alt aspect aici, putem opta pentru un gainer, un supliment carboproteic, proteină cu carbohidrați, pentru persoanele care nu pot să mănânce foarte mult în acea perioadă de masă musculară. Pentru că trebuie să ținem cont că vrem să facem acumulare de masă musculară, trebuie să avem un exces de calorii, deci trebuie să mâncăm mai mult. Așa că, dacă nu poți să mănânci o cantitate mai mare de mâncare, să aduci un extra de calorii din mâncare, vei aduce acel extra de calorii dintr-un gainer care îți va aporta și carbohidrat și proteină. Un al doilea supliment pe care îl consider foarte important, acest supliment nu are legătură directă cu acumularea masă musculară, care sunt vitaminele și minerale, dar este un supliment care ne ajută la procesele metabolice, o bună funcționare a organismului și o imunitate mult mai crescută, mai ales în această perioadă. Așa că în stacul vostru de suplimente nu uitați să includeți și complexul de vitamine și minerale. Al treilea supliment foarte important este omega 3. Omega 3 ne ajută la reducerea inflamațiilor articulațiilor, a vaselor de sânge, prevenția infarctului. Deci, în concluzie, este un supliment foarte bun pentru buna funcționare a organismului, a inimii. Așa că un supliment care nu trebuie să lipsească din stacul tău de suplimente. Suplimentul cu numărul 4 este vorba de BCA, un supliment care îmi place mie foarte mult. Așa că acest supliment în general este cunoscut pentru ca fiind pentru sportivi, dar nu este doar pentru sportivi, ci și pentru persoanele de rând sau persoanele care fac mișcare regulat. Acest supliment ajută la diverse procese chimice din organism și are numeroase beneficii și pentru sănătate, dar și pentru construcția și recuperarea masei musculare. Haideți să vedem câteva din aceste beneficii. Unul din beneficiile cele mai importante acestui supliment aminoacilor ramificați este creșterea sintezei proteinelor și a masei musculare. Este unul din procesele care ne interesează cel mai mult atunci când vrem să construim masă musculară sau vrem să evităm catabolizarea musculară. Alte beneficii pe care acest supliment îi le oferă este reducerea stării de oboseală și reducerea durerilor musculare după antrenament. Așa că acest supliment vi-l recomand și încercați-l pentru a avea o mai bună performanță în timpul antrenamentului, după antrenament și pentru a acumula masă musculară. Ultimul supliment, suplimentul cu numărul 5, este vorba despre glutamină. Glutamina este un aminoacid neesențial. Ce înseamnă asta? Înseamnă că corpul nostru poate să-l producă, dar în același timp este un aminoacid esențial. Asta înseamnă că corpul nostru poate să producă glutamină, dar nu poate să producă atâta glutamină cât avem nevoie pentru a ne recupera. Glutamina are numeroase beneficii, precum susține sistemul imunitar, îmbunătățește recuperarea masei musculare și oferă energie după antrenament, ajută la creșterea nivelului de hormon de creștere și, cel mai important, zic eu, este că previne scăderea nivelului de aminoacizi BCA. Acestea au fost suplimentele pe care le-am încercat de-a lungul timpului și care mi-au dat rezultate, așa că te invit și pe tine să le încerci pentru a-ți îndeplini obiectivul pentru acumulare în masă musculară. Dacă te-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube, să dai un like acestui video și sper că aceste informații pe care ți le-am zis în acest video să-ți fie de folos, să te ajute să acumulezi masă musculară și să-ți îndeplinești obiectivul. Ne vedem în episodul următor. Pa! Să facem un unboxing, tocmai ce am primit suplimente de la Natura Plus și o să le
să ieschid din aceste două colete, să vedem ce am primit și o să folosim o cheie pe post de cutter. Betalanina, asta ne ajută înainte de antrenament pentru a ne concentra mai bine timpul antrenamentului și a ne mări performanța. Avem creatină, care ne ajută la creșterea forței, a masei musculare și a rezistenței. Aici avem un izolat 90%, cu absorbție foarte rapidă, se digeră foarte bine imediat după antrenament. Și să vedem următoarea cutie. Avem glutamina, am vorbit despre glutamina, ne mărește performanța și ne ajută la recuperarea masei musculare și ne dă energie după antrenament. BCA, tot așa, aminoacizii ramificați care ne măresc performanța, ne ajută la creșterea masei musculare, evită catabolismul muscular. Avem carnitină, asta este pentru slăbit. Mai avem whey protein, asta este o proteină de 80% concentrație, scăzută în carbohidrați, grăsimi, este de aromă de ciocolată. Mai avem încă un whey. Mai avem un izopur. Și aici avem un gainer, proteină cu carbohidrați, haideți să vedem ce conține. Grăsimi 0, avem proteină 32 pe 100 de gram, carbohidrați 66, din care zaharuri 21,6. Este un gainer de foarte bună calitate, are foarte mulți aminoacizi și are și calorii pe măsură pentru cei care nu pot să mănânce, să-și ia calorile din dietă. Bun, cam acesta a fost unboxing-ul.